După peste 35 de ani, lucrările de la corpul barajului de la Mihăileni, de pe raza comunei Hunedoene Buceș, au fost finalizate și predate săptămâna trecută beneficiarilor. Prefectul județului Hunedoara, Călin Marian, afirmă că în ultimii 2 ani s-au investit mai mulți bani decât în restul perioadei de construcție și astfel lucrarea s-a putut finaliza. În fapt, trebuie să discutăm că după 35 de ani, corpul barajului efectiv s-a finalizat. Prin sprijinul Guvernului, prin sprijinul Ministerului Mediului, prin sprijinul parlamentarilor liberale ai județului Hunedoara. S-au investit în ultimii 2 ani de zile o sumă mai mult decât în toți cei 30 de ani de când a început barajul din 1987. Pe de altă parte însă, o asociație de mediu a contestat legalitatea investiției, invocând în cadrul unui proces lipsa autorizației de construcție. Autoritățile hunedorene afirmă că actul emis de instanță, fără titlu executoriu, nu a putut împiedica predarea obiectivului și susțin că autorizația de construcție există. În plus, prefectul de Hunedoara a mai spus că se fac toate demersurile pentru depistarea și eliminarea oricăror posibile ilegalități și le-a reamintit contestatarilor de pagubele suferite de-a lungul anilor de locuitorii din zonă în lipsa barajului. Se invocă o autorizație de construcție, care a fost emisă la momentul începerii lucrărilor și acea hotărâre, să zic așa, nedefinitivă a instanței nu a putut să fie, să împiedice recepția corpului barajului. Vom face toate demersurile ca să fie totul legal, dar în același timp vreau să le amintesc acelor persoane care încearcă cu tot, să zic așa, din adinsul să oprească și să stopeze aceste lucrări, faptul că an de an mii de cetățeni, zeci de mii de hectare din zona Bradului sunt inundate, oamenii sunt afectați cu gospodăriile lor. Călin Marian crede că, odată cu darea în folosință a barajului, calamitățile nu vor mai lovi în gospodăriile din zonă și că statul nu va mai fi nevoit să cheltuiască sume impresionante pentru despăgubiri și alte lucrări necesare în astfel de situații. O predarea acestui corp a barajului, ca să fie funcțional pentru a putea să dirijăm controlat apa, sperăm ca de acum încolo și anul acesta și în următorii ani să nu mai avem probleme cu inundațiile și să existe foarte multe calamități care statul la rândul lui și prin contribuția cetățenilor să vină să intervină cu foarte mulți bani. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri, emisiunea La Subiect, în care este invitat Călin Marian, prefectul județului Hunedoara.